Să-l închinăm
s-a născut într-un cătun și a dat veiesele cerurile sfinte. La fiecare praznic e un glas și spune taina nopții fermecate că Domnul caută și azi popas, mai stă la ușa noastră și mai bate. La fiecare praznic de Crăciun primiți copiii care vă colindă. Prin ei Iisus intră în casa voastră cu Harul Sfânt să vă pătrundă. La fiecare praznic nu uitați, deschideți ușa sufletului vostru. Căci unde e deschisă ușa, intră Iisus, Mântuitorul nostru. La anul și la mulți. Mulțumim frumos, dragii mei, pentru că Costel Popa ne-a podobit duminica aceasta. Duminica o lăsăm dedicată lui Dumnezeu, nu suntem pe fugă, pe grabă, nu dăfăim duminica măcar. Și tare mulțumim pentru aceste colinde an de an pe care le cântă frumos, duios, domnul Costel Popa de la Mediaș. Noi avem aici. Dar mă bucur că acum m-ați primit din nou cu aceeași căldură, ca de fiecare dată. Mă bucur că v-am revăzut pe toți. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare parte și să fiți sănătoși, să aveți parte de sărbători frumoase și mai ales să vă prețuiți omul care vă transmite toată acea învățătură care vine de acolo de sus, și anume pe Părintele dumneavoastră, pe Părintele Bogdan, care este un preot așa cum și-a dorit să-l aibă. Vă spun sincer, tot respectul pentru Părinte. Să trăiești! Acolo un covigen, un cozonăcel și o sticlă de vin, o carte, și un calendar cu spirală, pentru că știm că timpul e prețios pentru toți. Și când vedem cu roșu în calendar ceva, ne mai gândim la cele bune. Când vedem cu negru, venim la biserică. Atunci când putem, este săptămână. Timpul e prețios pentru toți și fiecare zi are importanța ei. Cu atât mai mult ziua de duminică, acolo unde este cu roșu. Aveți calendarul de la Vește, să știți, ca tot barul cu mărunt, dar cu drag oferit, ca să ne vedem an de an pentru această minunată pământă. Să știți dumneavoastră că știți că ne e prieten drag. Binele se cultivă. Prieteniile se cultivă. Mulțumim, drag.